Preamărit să fie în numele Domnului. Dragii mei, ne ridicăm cu toți în picioare. Deschidem Sfânta Carte la Exod, capitolul 17, citim de la versetul 8 până la versetul 16, inclusiv pagina în Scriptură 78. Cu respect ascultăm cuvântul Domnului. Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosu a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek, iar Moise, Aron și Hur s-au sub pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite ei, au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile unul de-o parte, el altul de alta și mâinile lui au rămas întinse până la Sfințitul Soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Moise a zăit un altar și a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Iubiți tineri, iubită Biserica Domnului, vă aducem sfinte salutări din partea Bisericii din Kitchener. Frații vă salută cu psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului. Cum frații spunea mai devreme, îmi bucur că împreună cu soția mea Diana suntem împreună cu dumneavoastră la această conferință și mulțumesc fraților care ne-au extins invitația să fim împreună cu dumneavoastră în părtășie. Azi dimineața am ajuns în Franța și ne bucurăm de țara frumoasă în care Dumnezeu v-a așezat dar mai mult, de frumoasa părtășie care până această seară putem să avem împreună în Casa Lui Dumnezeu. Sunt frumoase locurile care le aveți în seara aceasta, dar nu-i de mai frumos decât în prezența Domnului, unde coboară Duhul Sfânt, unde Domnul cercetează, unde Domnul dă har și unde Dumnezeu vorbește pentru inimile noastre, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dorim din toată inima ca în timpul acestei părtășii care vom avea împreună, Domnul să conștientizeze inimile noastre, să ne vorbească și noi să primim învățătură pentru a trăi mai aproape de Domnul. De biserica dumneavoastră ne leagă familia Bașa, fratele Dani cu sora Cătălina, care sunt copiii fratelui păstor Cornel Bârsan, care trecur la Domnul. Ne bucurăm că i-am întâlnit în această seară, dorim ca Domnul să-i binecuvânteze. Dragii mei, tema dumneavoastră este o temă foarte minunată și foarte actuală. Trăim o vreme în care se dă o bătălie reală între generații. Printre multele bătălii care le duc tinerii în era modernă, aș vrea să spun că bătălia pentru unitate în biserică este cu adevărat una care pe cei mai mulți ne îngrijorează, ne pune să ne gândim foarte atent cum să lucrăm mai bine împreună. Este o bătălie care se dă pe două fronturi. Se dă o bătălie în relațiile dintre tineri, cum se spunea mai devreme de antevorbitorul meu, că între tineri pot apărea discordii pe bază de invidie, pe bază de alte lupte care se dau și pot strica relațiile dintre noi. O tânără a venit la o biserică intrând în împărtășie cu tinerii din adunare de acolo era din altă, dacă vreți, etnie de cea care era în adunare, era de alt background religios, dar a venit împreună cu tinerii bucurându-se de părtășia care a avut-o și chiar i-a plăcut de părtășia care a învățat despre Dumnezeu. În schimb, într-o ieșire, când erau împreună, o grupă de tineri din cei care făceau parte în acea biserică au început să râdă de fata aceasta. I-a auzit și răspunsul ei a fost, aș vrea ca niciodată să nu mai fiu în contact cu astfel de oameni. Și este trist când auzi astfel de cazuri. Și se poate întâmpla ca între noi să apară lupte, probleme, situații care strică unitatea și rup părtășile și legăturile dintre noi. Dar se mai poate ca în adunare, între generații, să se facă niște schizme, niște ruperi între cei care sunt tineri și cei care sunt mai în vârstă și atunci să apară lupte și probleme. Într-o conferință de tineret, cel care coordona spunea în această zi. Tematica noastră este lupta cu poftele firii pământești. Și un tânăr mai îndrăzneț a văzut un frate mai în vârstă fiind mai pe ultima bancă. Îl numim fratele Gheorghe, la care băiatul spune, Auzi frate, dar fratele Gheorghe de ce a venit împreună cu noi? Că el nu mai ar de a face cu poftele firii pământești. La care fratele Gheorghe se ridică în picioare și spune, Auzi tinere, pofta firii pământești moare când mor și tu. Că trăiești, tot ai luptă cu ea. Ei, dragii mei, vedeți că între noi se pot isca lupte și între generații se iscă fel de fel de tipare de lupte care se dau. Diavolul știe că nu poate lovi cu nimic în biserică să o destabilizeze. Hristos însuși a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Este promisiunea Domnului nostru și diavolul nu poate face nimic să distrugă biserica lui Hristos. În schimb, a luat o tactică care caută tot mai des să o pună în practică și prin aceasta poate să slăbească eficacitatea Bisericii. La un moment dat, în secolul al doilea, tradiția ne spune că Filip al Macedoniei spunea, inventează această expresie latinească, divide et impera, uh, diviziază, dezbină și stăpânește, împărățește. Și de atunci a rămas ca un slogan care este desfolosit în ceea ce înseamnă sociopoliticul, în ceea ce înseamnă legăturile capitaliste, dacă poți diviza poți ușor să stăpânești. Și caută diavolul să lovească prin această mentalitate de divizare între noi. Între noi și voi sunt diferențe. Între biserica noastră și biserica voastră sunt diferențe. Între generația noastră și generația voastră sunt diferențe. Și chiar diferențe, vor spune unii, irencociabile. Adică nu putem să le punem împreună. Și atunci. Mai bine separare, mai bine nu mai vorbim, În noi nu putem colabora împreună. Și este tactica care diavolul o folosește să zdrobească unitatea din adunare. Domnul Iisus spunea, dacă satana scoate afară pe satana împărăția lui, nu poate dăinui. Pentru că orice împărăție sau casă dezbinată împotriva ei înșiși, nu poate deinui. Și când într-o adunare între tineri și cei mai în vârstă, între tineri și părinți, se face o rupere și spunem noi și voi, este o lipsă de înțelegere, acolo se pierde eficiența și acolo diavolul poate să aibă câștig de cauză. Când vorbim despre bătălia pentru unitate, Apostolul Petru, care scria versetul frumos din 1 Petru capitolul 5 cu versetul 5, ne, ne, arăta de unde începe lupta noastră. Și observați că noi care suntem mai tineri, am spune, bătrânii problema. Că ei au un tipar al lor, așa o înțeleg ei și cu ei încep problema. Dacă erau ei mai îngăduitori, mai primitori, mai câte alte adjective vreți dumneavoastră, era mai bine între noi. Dar observați cum începe Apostolul Petru și poziționează învățătura sa. Și tot astfel, și voi, spuneți, ca și în această seară, și tot astfel și voi, tinerilor, dragii mei, fiți mai curajoși, eu să mai obosit că am fost pe avion toată, toată noaptea, dar voi ați fost și mâncat și pe la, cine știe, pe la turn, pe unde altneva, trebuie să fiți plini de voioșie. Aș spune că în timp ce dumneavoastră cântați ultima cântare, Duhul Sfânt mi-a imprimat în minte un gând și aș vrea să vi-l împărtășesc, fac aici o mică paranteză. Dacă cei de la tehnică mă puteți ajuta, ultima cântare care s-a cântat, Iisus ești Domnul Domnilor, puneți prima strofă și aș vrea să priviți la linia treia, dacă nu greșesc era, să observați ceva. Ați cântat dumneavoastră în această seară, Iisus în prima strofă, vă rog frumos, prima strofă, numărul 1, Iisus în toate cel din tâi ați cântat vreau să vă întreb, este Isus întâi în toate lucrurile sau nu? Este Isus sau nu este? Amin. Amin. Adică El este mai întâi de orice, de creație, de orice lucrare. De... El este Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Isus e cel din tâi. Vă rog să mergeți la ultima parte, coda sau cum o numiți voi, unde se repeta de vreo patru ore, așa. În numele lui Isus e putere în numele Lui poți fi ajutat, în numele Lui Isus e putere, în numele Lui poți fi vindecat. Vă întreb, credeți aceste cuvinte sau nu? Le-ați cântat dumneavoastră în această seară și atunci vreau să vă pun o întrebare, dragii mei. Și Duhul Sfânt ne împunea să pun aceste întrebări. Dacă ați cântat în prima strofă că Isus este Cel din tâi, vreau să vă întreb, are loc Isus să fie Cel din tâi între voi și telefonul dumneavoastră? Că de multe ori înainte să apare Isus apare telefonul apare TikTok, Insta, Snapchat și celelalte și de prea puține ori avem capacitatea să le oprim pe ele ca să stăm în părtășie cu Isus. Este chiar Isus cel din tâi? Că e cel din tâi, sigur, în creație, în toate, dar e cel din tâi și în viața mea personal? A spus că numele Lui este putere și eu cred că numele Lui Isus este toată puterea, că Lui s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. nu e nimic ce nu poate face Domnul Hristos. Eu cred că are puterea asupra diavolului are puterea asupra păcatului să zdrobească, are puterea asupra oricărei legături și oricărei viciu. Și o mă întreb, dacă noi credem aceasta și mărturisim că Isus e al nostru și noi suntem al Lui, de ce ne mai biruie păcat uneori și tot cădem în aceleași vicii în care se repetă săptămână de săptămână, pentru care uneori nici măcar nu venim la mărturisire, dar ne rugăm ca cumva Dumnezeu să aibă milă de noi. Observați, dragii mei, când cântăm ceva, când rostim ceva, să fim treci, să veghem, să nu cumva într-o să întâlnim cu aceste cuvinte, că noi singuri le-am cântat împotriva noastră. Domnul să ne dea lumină și înțelepciune. E, dragii mei, spuneam că și voi tinerilor, Apostolul Petru începe cu tinerii. Dacă vreți, nu că problema este cu tinerii, ci lupta de bază se dă în dreptul generației tinere. În oricare generație care a fost, de aici a început lupta, la tineri, a pornit lupta aceasta. Eu cred că noi nu suntem bine văzuți, eu cred că noi nu avem loc în biserica asta, eu cred că, eu cred că, și de aici pornește. Și Petru spune, și voi tinerilor, fiți supuși cui? Celor bătrâni. Ei, noi spune că aia bătrân să ne înțeleagă, să ne rabde, să ne lase în pace, dar Petru ancorează textul spunând, fiți voi supuși celor bătrâni. Apoi ne spune că în legăturile noastre, toți, și tineri și bătrâni, va trebui să fim împodobiți cu ce, dragii mei? Cu smerenie. Pentru că Dumnezeu urăște mândria. Biblia ne spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dumnezeu iartă păcatul, Dumnezeu se îndură de cel care are lupte, Dumnezeu dă biruință și scoate în cele mai mari gropi. Dar uitați-vă că este un păcat împotriva căruia Dumnezeu însuși stă împotrivă. Pentru că Domnul nu împarte slava cu nimeni. A Domnului este toată slava mărit să fie numele. Toți împreună să fim împodobiți cu smerenie, pentru că Dumnezeu vrea să facă ceva. Și cevaul acela este că Dumnezeu, Vrea să dea har și avem nevoie de har. Avem nevoie de harul mântuitor care să ne întărească, să ne crească, să depășim luptele noastre, să ajungem pe făgașul binecuvântării Domnului. Avem nevoie de har în lucrare, în cântare. Că e frumos când cântăm, e frumos când predicăm, e frumos când facem o slujbă afară, când prorocim, când avem vedenii, e frumos. Dar dacă nu-i harul Domnului, Degeaba, îi nevoie să fie prezent Duhul Sfânt la lucruri, dragii mei, în cântările noastre, în predicile noastre, să se simtă fiorul în inimă, altfel simțim așa ceva emoțional, dar plecăm acasă și am uitat că am fost la adunare. Îi nevoie de har, dragii mei, și o -mi doresc în biserica aceasta, în viețile dumneavoastră, a tinerilor, a bătrânilor, să lase Dumnezeu har peste har. Doamne, fă aceasta pentru noi! Îi nevoie de har să putem suferi pentru Domnul. Că și este un har, nu-l vrem noi, dar și este un har. Și va veni o zi și după cum Dumnezeu tot arată pe alocuri, vor veni și zile mai grele. Și asta nu ne sperie să fugim, ci să ne încărcăm cu mai multă putere și Domnul să ne dea har să rămânem în picioare. Avem nevoie de har dragii mei. Și aceasta se întâmplă când toată biserica împreună se unește și luptă pentru același cel comun să rămânem în fața lui Dumnezeu. Ei, acest cuvânt de har, această sintagmă va urmări cele trei mesaje care le vom avea în această conferință și vom vedea cum toate ce, acestea ce le vom vorbi se leagă de faptul că Dumnezeu vrea să ne dea har, dar să rămânem în har Trebuie să fim ancorați în principiile care Dumnezeu le spune pentru noi. Scopul acestei conferințe, cum dumneavoastră ați decis împreună cu frații păstori și organizatorii, este să răspundem la o întrebare vis-a-vis -vis de bătălia între generații. Anume, cum putem păstra pacea și armonia între generații? Am văzut acolo că e scrisă și pe panourile dumneavoastră. Asta e întrebarea de bază. Cum putem să păstrăm armonia între noi? Și o întrebare pertinentă. Foarte bună și mă bucur de ea, pentru că alocuri și pretutindeni sunt lupte care se dau între generații, între noi și voi, între ei și alții. Și se observă lupta aceasta. De aceea vrem să învățăm cum putem să biruim această bătălie. Am citit în această seară un pasaj care ne arată importanța conlucrării, a lucra împreună în echipă pentru Dumnezeu. Pentru că mișcările de emancipare, adică de liberare de subjugul altora, așa închipuite ele, au dat naștere la o mentalitate tinerească în care nu mai este nevoie de bătrâni. Noi știm, noi avem har, noi putem și nu mai e nevoie de bătrâni. Și atunci observați câteva probleme. Dacă mergi la magazin sau la restaurant cu bunicu și el vrea să mănânce ceva împreună cu tine. Intri înăuntru să vezi dacă e deschis restaurantul, fugi înapoi în mașină, hai bunicul că e deschis, acum poate să ne ia. Bunicul se de jos, trebuie să-și încheie haina bine, trebuie să-și facă părul, să-și pună basca în cap, apoi închide ușa, bunicul lasă-le, hai să fugim că închide și restaurantul. Stai băiete, să închidem cum trebuie. După aia începe să meargă încet bunicul, hai un pic mai repede. Băi, nu vreau să mă împiedic, stai mai, mai să mai încet, că ajungem, ajungem. Până ajungem noi închide restaurantul. Și ăla ne spune, mai bine decât greu, mai bine mănânc singur. Observați că sunt probleme între noi, la nivel practic, dacă vreți. Sau, de exemplu, ei ne contrazic vis-a-vis -vis de lucruri care noi le-am învățat acum mai deștept, zicem noi altfel. Cât ați auzit acea expresie? Pune ceva în cap iarna, cărăcești o să prinzi o răceală, o să faci răceală, dacă nu e o căciulă în cap. Și acum noi am învățat prin medicină că răceala nu vine prin păr, prin cap. Ea vine în cauza unui virus care e din aer. Că e un virus oarecare și aceea creează o răceală în tine. Dar era o înțelepciune și bătrânească în acea căciulă. Ei noi spunem, auzi, lasă, nu spune mie cum e cu răceala. Eu am fost la facultate, eu știu exact cum biologic lucrează răceala. N-are nimic de a face cu căciula și cu mănușile. Stai liniștit, mai pune o căciulă în cap. Și observați că există o luptă între generații. Sau, de exemplu, când noi venim cu o idee, ei spun, auzi, pe vremea noastră nu era așa. Da, păi nu a fost la voi, dar acum la noi e altă vreme. Da, dar pe vremea noastră nu era așa. Și să știi că bine a fost atunci, că vai de voi acum. Dar bine că și noi suntem oameni. Și observați că apar lupte și te pare de lupte între generații. Aceste observații superficiale, ale tinerilor au dat naștere la o mentalitate care spune bine ar fi dacă bătrânii n-ar mai fi. Și atunci așa ne-am gândit noi că dacă n-ar fi ei în adunare, să ne încurce, să ne ia harul, bucuria, am ridicat mâinile, ce exploziv ar fi în chinarea, ce bucurie ar fi în adunare. Și s-ar putea că aici facem o greșeală de interpretare. Este o izicală veche. Cine n-are un bătrân să-și cumpere. Dați-mi voie să vă dau două exemple. Unul este fictiv care este practic, de învățătură. Al doilea este real și veți vedea ce înseamnă cu adevărat că Isus are putere. Spunea o fabulă, o întâmplare, că într-un sat tinerii s-au donat împreună și au spus nu mai avem nevoie de bătrâni, hai să -i exterminăm, e fabulă, zic încă de fabulă, e make believe, nu e reală. Și zic ei, ne, ne scapăm de toți bătrânii. Ei, un băiat spune, mă, totuși, tata meu e tata meu, parcă n-aș avea inimă și l-a ascuns pe tata. După ce au rămas fără bătrâni în satul lor, veni un sat vecin mai tare ca ei și le spune așa, Auzi, dacă nu ne faceți o funie de nisip împletită, noi venim și vă contropim. Dacă reușiți să ne dați o funie împletită de nisip, vă lăsăm cu viața. S-au adunat ei acum Consiliul celor tineri sau de vorbă împreună. Pe păi cum e asta o funie împletită de nisip? Pe păi să faci o funie din nisip nu face sens, dar mai să o împletești din nisip cum e asta o pun în de nisip? Și discută ei și mă, nici de cum nu găsești soluția. Ăsta care și-a ascunsese tata, mere în debaraș unde era tata, a sau uite ce am pățit, uite așa, așa, așa. La care tata spune, auzi băiete, du-te și spune-le așa, când vă dau ei un model, îl face și voi exact ca ei. Se duc ăștia și dau răspunsul, la care vine răspunsul celorlalți, se vede că mai este un bătrân între ei. Este o înțelepciune care Dumnezeu o pune în cei care au deja perii albi. Nu că sunt atot știutori, dar viața practică cu anumite lupte, cu anumite probleme care le-au întâmpinat, le-au creat o înțelepciune și ar fi de dorit și îmi doresc din toată inima, cum zicea Pavel, ca cei bătrâni să fie treji, să fie plini de Duhul Sfânt, oameni maturi spiritual, care să inspire autoritate bisericii. Dar acum vă dau un caz real și acum ne punem pe noi în discuție. Știți că nouă ne place să cântăm așa foarte entuziasmat. Nu ne place să spunem că Isus are putere, numele Lui este putere. Noi credem în proclamăm vindecare, proclamăm eliberare, proclamăm dezlegare. Hai să vă întreb, dragii mei, câți dintre voi ați avut de-a face cu un caz de demonizare? Să mergi la un om demonizat și să te rogi pentru el. Pentru că dacă se manifestă un demon cum se manifestă ei, vreau să vă spun acolo, poți să proclam ce vrei tu, dacă nu-i prezența Duhului Sfânt, îi vai de tine. Exact ce-o pății filul Șeva, îi bătaie și fuge acasă. Degeaba cântăm noi proclamare, dacă nu-i Duhul Sfânt cu adevărat în noi, ca să vină puterea din partea Duhului Sfânt. La un moment dat, un grup de frați se întâlnesc împreună să meargă la un caz de demonizare. Un demonizat care nu vorbea nimic. Au mers frații, au stat în post împreună printre ei, a fost fratele Dragoș Croitoru, Mitică Franciuc, oameni al lui Dumnezeu, oameni care Dumnezeu îi folosește cu darurile Duhului Sfânt. Și merg împreună să se roage pentru acest demonizat, stau de vorbă, încearcă ei în fel și chip, măi, nicicum nu vorbește demonizatul, mut, nu zice nimic. Printre ei vine și fratele Moloce de la Calafindești, un frate mult mai în vârstă. În timp ce se dezbăteau ei cum o să facă, cum o să muste, cum o să roage cu putere, cum o să cheme numele Domnului, fratele Molo spune așa, băi, nu-i rușine că atâția păstori și proroți sunteți aici și nici unul din voi nu știți cum l a chema pe ăla care l-a băgat în groapa cu lei. Vă să vă fie rușine. Nici unul nu știți cum îl cheamă pe ăla din groapa cu lei. La care demonizatul spune, eu știu, îl chema Daniel. Și l-a prins fratele Moloce printr-un vicleșuc, dacă vreți, să vorbească și a scos astfel demonul din el după rugăciune. Ei, Dragii mei, observați că noi venim cu multă putere, cu mult entuziasm. Noi putem la zile de post cât e nevoie, Doamne, de să le luăm, că acum avem putere, suntem tineri, se poate, că cei bătrâni au posibil la viața lor, acum e nevoie ca alții să preia aceea povară bisericii. Noi putem să postim, noi putem să ne rugăm cu voce tare, noi avem forță să stăm până la 5 dimineața dacă e nevoie. Dar observați că Dumnezeu dă un nivel de înțelepciune și descoperire. Unor oameni care el alege să-i dea. Și noi, prin aceasta, înțelegem că avem nevoie unii de alții. În designul lui Dumnezeu, așa le-a conceput Dumnezeu, ca să avem nevoie unii de alții. În trup este nevoie de mai multe mădulare. Și eu, când am venit la dumneavoastră împreună cu soția, acum am venit cu tot trupul meu. N-am lăsat nimic acasă, nici măcar unghie. Toate sunt cu mine. Pentru că am nevoie de fiecare mădular. Similar, trupul lui Hristos e compus biserica din toți care suntem aici, participanți în trupul lui Hristos. Copii, tineri, părinți, bătrâni, toți la oaltă, care suntem botezați, care suntem plini de Duhul Sfânt, compunem biserica lui Iisus Hristos. Nu se poate fără careva dintre noi, de toți este nevoie. Și aici se dă bătălia, ar fi mai bine fără ăia, fără ei, Eram la o conferință tineretă la noi la Dunare, biserica este un pic mai mare ca și clădire. Și erau veniți din mai multe localități la noi împreună și frații din biserică au venit la oaltă și s-au umplut sala, am pus și scaune pe mijloc, undeva la o mie de oameni eram prezenți în sală. Și primesc așa un îndemn de la Domnul și zic, fraților, uite ce frumos în seara asta o lăsat Dumnezeu har. Ce frumos o cântați, ce frumoși și tinerii aceștia. Erau peste aici, lângă mine, lângă Amvon, undeva la 120 de tineri, pe ambele părți. Erau plini acolo și din sală încă erau mulți tineri. Și eu zic așa, auzi, hai, ridicați-vă toți tinerii în picioare. Și s-au ridicat toți tineri așa, o armată frumoasă, toți tineri, și frumoși, s-au ridicat în față, de pe sus, pe la balcon, s-au ridicat toți în picioare. Și eu zic fraților, oare cum ar fi biserica fără ei? Ce trist ar fi să fim în adunare fără ei. Și știam că asta le crește inima la tineri. Ai văzut? Fără noi nu se poate. De n-am cântat noi, vai de bătrânii ăștia, vai de ei. Că ei nu pot cânta pe voci ca și noi, vai de ei. Și ei s-au bucurat. Și zic, acum a stat voi jos. Și acum rog ca toată biserica, părinții, bunici, ridicați-vă voi în picioare. Păi, fraților, vă mărturisesc că s-a ridicat părul pe mine. Când s-a ridicat biserica în picioare, așa parcă s-a simțit o autoritate care vine din partea bisericii. Dacă ar fi plecat toți oamenii ăia, rămânea sala mai goală. Că era undeva la 3-400 de tineri acolo, dar erau mai mulți frați și surori care au părinții lor în adunare și bătrânii care se rugau pentru tinerii ăia. Și le zic acum la tine tinerilor, cum era seara asta de nu erau ei în adunare? Numai noi aici, câțiva de noi, cântam, aleluia, slavă Domnului și plecam acasă. Cum era dacă nu erau ei în adunare? vedeți că avem nevoie unii de alții. Și asta e numai lucru care se vede vizibil. Da mai ce nu se vede din spate? Rugăciuni, zile de post, înălțat înainte lui Dumnezeu, ca Domnul să dea biruință, măriți să fie numele Domnului. Dragii mei, avem nevoie unii de alții. Și textul care l-am citit în această seară, cel mai frumos ne pictează și ne arată exact cum noi avem nevoie unii de ceilalți. Observați că în pasajul nostru, după ce Dumnezeu face lucrări deosebite, scoate pe Israel din Egipt, îi trece prin Marea Roșie, face minuni deosebite pentru ei, la un timp oarecare și nu știm când, se ridică o nouă provocare. Un popor din zonă numit Amalek vine să lupte împreună copiii lui Israel. Ne spune în versetul 1, capitolul 17, toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin după călătoriile zilnice. Cât au călătorit, nu se știe. Nu știm cât timp au trecut de când au ieșit din Egipt. Dar evident că au trecut ceva timp. Și după acele experiențe deosebite, după momente minunate, când l-au văzut pe Dumnezeu în Egipt cu cele 10 urgii, când au văzut marea despicată în două, când au primit mană de la Dumnezeu să mănânce, după acele minuni deosebite apare o provocare. Un popor vine la război. Și în momentul acesta apar câteva personaje interesante. În primul rând îl vedem pe Moise. Spune Biblia despre Moise. Moise, la momentul acesta, dragii mei, avea undeva peste 80 de ani. În fapt, în capitolul 7, ni se spune că a petrecut 40 de ani în Egipt, după care a murit în egiptean și a fugit, apoi petrece 40 de ani până i vorbește Domnul la munte prin rugul aprins și se întoarce în Egipt și ia oamenii și pleacă afară cu ei. Acum, cât o mai trecut, nu știm, dar ne dăm seama că Moise avea undeva peste 80 de ani. Acum, la 80 de ani, ești mai încetuc. Ești, mai, ești la care își pune pălăria, își pune haina bine și de abia atunci ai 3 patru pași. Moise avea peste 80 de ani. Pe lângă Moise era Iosua, și ne spune în Iosua 14 cu versetul 10 că Iosua când mergea prin uh, pustiu împreună cu Moise, erau deja 85 de ani și pe atunci erau 45 de ani mai devreme. Și observați că Iosua avea undeva sub 40 de ani, poate 30 și ceva, poate 40. Iosua încă era în forță și era tânăr. Împreună cu Iosua erau bărbații din Israel care luptau să meargă la luptă împreună cu el. Și pentru război se luau toți care aveau peste 20 de ani. Ăștia erau tineri în forță, erau cei mai tineri dintre tineri, cei mai buni dintre tineri, ăștia erau luptătorii lui Israel. Și mai erau încă două persoane, Aron și Hur. Ăștia se pare că erau mai bătrâni ca Moise. Că Aron avea trei ani mai mare ca Moise. Și Aron e mai bătrân ca Moise. Și împreună cu Moise mai erau încă doi bătrâni. Și toți ăștia împreună formează echipa de luptă împotriva lui Amalek. Eu m-aș gândi cum îți poziționezi jucătorii în așa fel încât să câștigi, să fie bine. Și dacă astăzi echipa, câțiva tineri, un războinic, câțiva bătrâni, nu știu ce biruință poate să iasă de aici. Dar observați, ca să câștige lupta, îi nevoie de o intervenție divină. Și modalitatea în care Dumnezeu lucrează ridică niște întrebări profunde. Cine a câștigat biruința? Israel. Dar nu, cine a fost factorul decisiv care a dat biruința? Că Biblia ne spune că Iosu a biruit pe Amalek cu poporul și cu tăișul sabiei. Deci Iosua a câștigat. Dar Biblia ne spune că Moise era cel care avea mâinile ridicate și din cauza aia câștiga Israel. Dacă Moise le punea jos, nu câștiga Israel. Cine o câștiga biruința? Stai că Moise trebuia să le țină sus, dar obosic, era bătrân. Și mai vin încă doi pe lângă el care țin mâinile. Cine o câștiga biruința? Observați, dragii mei, avem nevoie unii de alții. Și oricât am vrea noi să ne detașăm unii de alții, nu ne place biserica de tineri, că e dinamism, nu ne place biserica aia mai în vârstă, acolo e liniște, acolo e cuvântul Domnului, har la Dumnezeu, nu ne place să ne segmentăm, dar observați că avem nevoie unii de alții și nu se poate fără această conlucrare ca Dumnezeu să dea biruința. Dovezi că avem nevoie unii de alții. În primul rând, dragii mei, bătrânul a primit lumina. În versetul 9 ni se spune, atunci Moise a zis lui Iosua, mă da, de ce nu i-a vorbit Dumnezeu lui Iosua? Iosua era nedezlipit de Moise. Moise își pusese mâinile peste el, se rugase pentru el. De ce nu i-a zis Dumnezeu lui Iosua ce să facă? Ce era nevoie de intermediar? Da, Dumnezeu vorbește când vrea, prin cine vrea. Că darurile Duhului Sfânt sunt ale Duhului Sfânt. El le administrează și el dă fiecăruia în parte, cum voiește. El decide, el alege. De ce vorbește Domnul prin el și nu prin mine? Ca așa vrea Domnul. Dar de ce cântă la frumos și una în am voce? Ca așa o dă Dumnezeu. Domnul decide ce dar să împartă fiecăruia. Noi să fim responsabili față de darul care Dumnezeu ni l-a dat. Dumnezeu vorbește celui bătrân și prin Moise, peste 80 de ani acum, trimite răspuns ce să se facă. Moise vine cu planul din partea lui Dumnezeu. Dacă vreți să aveți biruința, uite, ăsta este planul, asta e lumina care Dumnezeu o dă. În lupta aceasta specifică cu Amalek, bătrânul dintre ei, o veni cu lumina. Dumnezeu prin el o vrut să vorbească. În al doilea rând, dragii mei, tânărul a ales echipa. Ne spune în versetul 2, parte. Alege, îi spune lui Iosua, niște bărbați și ești la luptă împotriva lui Amalek. Nu spune Moise, auzi, tu trebuie să lupți și al pe Vasile, pe Gheorghe, pe Mitică, pe Ițac. Nu, nu. Îi spune, tu alege niște oameni și mergi la luptă împreună cu ei la capitolul acesta călăuzirea i-a dat-o Dumnezeu lui Iosua. Moise a făcut trimiterea, Iosua arde la Dumnezeu acel discernământ și alege pe cine se meargă la luptă. Nu au mers toți, au mers cei pe care Iosua i-o ales. Și nu putea să spună, de ce nu și eu? Pentru că în momentul acela de discernere divină, Dumnezeu i-a spus pe cine să aleagă. Și ăsta tânăr, Formează echipa. El merge și alege, ia oamenii să plece la luptă. Observați că e nevoie de conlucrare. În al treilea rând, dragii mei, tinerii au fost cei ce au luptat. Ne spune versetul 10, prima parte. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Ne spune în versetul 11, în versetul... 12, 13. Și Iosua a pe amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Lupta o dă Iosua. Lupta o dă el cu tinerii săi. Nu a mers Moise pe câmpul de luptă. Acum vă întreb, cum era să vină Moise cu Aron și Hur? Cu o sabie, bătrân, fin, cu barbă, albă, obosiți de viață. Să stea cu sabie după ei, sordici cu greu. Cum arăta să vină trei bătrâni în fața la luptă? Păi era normal să meargă tinerii, că și erau în forță. Dumnezeu pe ei pregătise pentru momentul acela și capacitase în tipul acela de viață în momentul acela. Dumnezeu folosește oameni la diferite etape de viață cu diferite capacități după hotărârea Duhului Sfânt. De aceea mă reîntorc, dragii mei, cei tineri, vă întreb, când ați postit ultima dată? Și răspundeți înaintea Domnului, înainte bisericii. Când ați luat ultima dată o zi de post pentru păstorul bisericii? Pentru conducătorii de la tineret? Pentru cei care cântă în adunare? Să iei trei zile de post ca să coboare Duhul Sfânt Duminică să facă Domnul lucrări de slavă? Știți că bătrânii așa făceau? M-am întâlnit înainte să plec în, aici adică, în Paris la dumneavoastră, la o familie, am fost în vizită la ei acasă. Și erau veniți doi frați bătrâni, un soț, soție. El are 92 de ani și îmi povestea din vremea veche că împreună cu Ionică și Arcadele Zăreanu, doi proroci oameni lui Dumnezeu, mergeau în post, știi cum posteau, ziceau ei, în sac și în cenușă. Luau un sac de la moară, îi tăiau o gaură unde era fundul sus și băgau prin cap și băgau mâinile afară și își presărau cenușă în cap și pe corp și așa îmbrăcați în sac, mergeau la câmp. În ziua când ardea soarele, luptau și săpau, îți era și sete, te pișca și pielea, te mânca din cauza cerului și a sacului și așa posteau în Dumnezeu. Știți de ce? Că așa scrie în Biblie. Și noi spunem, dar le-o cerut Dumnezeu, ăștia sunt fanatici. Dar știți ce e interesant? Că prin fanatici ăștia Dumnezeu lucra. Dumnezeu făcea semne și minuni. Dumnezeu întindea mâna, se vindecau bolnavii. Noi acum cântăm în numele Tău, se ridică o armată, în numele Tău se dau biruințe și o vă întreb încă o dată. Când ați fost ultima oară la un demonizat, să vedeți cum se manifestă, eu am avut, dacă vreți harul să-l numesc, să particip la o astfel de rugăciune, împreună cu fratele păstor Vasile Ozan, care e biserica noastră. Eram împreună cu o grupă de tineri din adunare, băieți, la un timp de rugăciune și de studiu biblic. Eram plecați mai la distanță de biserică. Și în timpul acela, la o cabană, fiind împreună, doar asta am făcut, numai cu băieții. Rugăciune, studiu biblic, discuții. La un moment dat, seara, în timpul rugăciunii, Duhul Sfânt descoperă, între voi sunt unii care încă au nevoie să iasă la mărturisire. Și au început să iasă unii dintre băieți, sensibilizați de vocea Duhului Sfânt. Iese încă unul dintre ei. Și fratele Hozan vine înapoi împreună cu el din camera unde era și zice așa, în seara asta veți vedea ce v-am spus dovedindu-vă, că acolo unde voi vă jucați cu păcatul și cu vicile murdare, intră demoni. Hai la rugăciune cu toți împreună. Pune un scaun în mijlocul camerei, pune băiatul pe scaun și hai la rugăciune. Ne ridicăm toți în picioare și începem să ne rugăm. Doamne Dumnezeu, la milă, îndură-te. Fratele Hozan începe. Ieși afară demon necurat, ieși afară duh necurat. Băieții se uitau, mai curioși, mai Doamne, ai milă, Doamne, ieși afară Duh necurat. După vreo 10 minute de rugăciune, la un moment dat, capul acestui băiat cade jos și cade direct de pe scaun. Se aruncă pe jos, începe să zbiere, se învârtea pe jos, vomitat și verde și alte culori și așa au durat rugăciunea trei ore, dragii mei. Trei ore. Nu cu alte lucruri, trei ore de rugăciune. După trei ore de rugăciune, fratele Hozan se pleacă lângă el și îi spune ceva la ureche. Și pleacă din cameră. Băieții s-au panicat. Ăsta se pune pe scaun, stă jos și nu mai zice nimica. Și tot făcea semne, tot făcea... Bă, dar nu zicea nimic, mut, mut. Eu trebuia să plec acasă, soția trebuia să nască și mă duc acasă să mă duc să plec în primul că a spital la a doua zi. Și zic fratele Iozan, ce ai spus? i spus? I-am zis așa, până la ora 12 este legat să fie mut și la 12 se ia să duc afară din el. Băi, aia trebuie putere. Că proclamă, proclamă cât vrei. Dar eu întreb, se întâmplă ceva la proclamarea ta? Dacă Duhul Sfânt nu-i în tine, nu se întâmplă nimica. Și dacă Duhul Domnului este noi, atunci să se vadă că e Duhul Domnului noi. Știți că Duhul Domnului se coboară într-un vas murdar? Duhul Domnului vrea curăție, dragii mei. Și vă spun în această seară, pentru cei care ne-am oprit doar la câteva lucruri, la curvie, la lucru, la crimă, alea spăcate. Hai să vă spun eu, dragii mei, ce întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 30, ne spune Apostolul Pavel să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și acum, am versetul 31, hai să vă întreb, pentru ce se întristează Duhul Sfânt? Efeseni 4, cu 31, dacă puteți să puneți pe ecran să vedem cu toți împreună. Orice amărăciune. Știi ce e asta? Un prieten te-a vorbit de rău. Ai aflat, că prin grupul prietenilor veni și la tine vestea. Așa de trădat te simți, așa de supărat te simți că mergi acasă și parcă nici măcar n are gust, mama spune, hai să mânci, lasă-mă, mă mage, că nu-i foame. Băi, e supărat pe toți, tu te învârți așa prin cameră, faci gaură în podia, că tu ești supărat. Cum și-o permis pe tine? Păi tu ai fost cu el așa o armă și acum pe tine se vorbească de rău, dar nu-i rușine. Asta e mărăciune. Știți că asta îndristează pe Duhul Sfânt? Mai departe, orice iuțeală sau iuțime. Știi ce -i asta? Conduci mașina și stai unul calea în trafic. Măi, dacă n-ar fi legea, l-ai lovit cu mașina. Să știe că ți-o calea, dar n-ai voie, că după aia plătești tu mașina lui ăla. Dar dacă, ai putea, măi, și pocăit, că nu-i voie să scoți mâna pe geaba, nu-i voie așa ceva, noi suntem pocăiți, că Dumnezeu. Dar în mintea ta îi spune câteva vorbe. Asta e iuțime, asta e iuțime. Și o vă întreb, se supără Duhul Sfânt? Vă păi, spune Biblia, să nu tristați pe Duhul Sfânt. Amărăciunea, iuțiala, auzi, orice mânie, orice mânie. Când te enervezi pe cineva, dezvine, ferească Dumnezeu, dar îți vine să o palmă. Asta înseamnă mânie. Te-ai mâniat, te-ai enervat, te-ai supărat. Și asta întristează pe Duhul Sfânt. Auzi, orice strigare. Mai strigi la prietenii tăi, mai fluie după care, nu ți rușine. asta e strigare. Părinții care strigăm în familie acum, ăsta e locul iodată." Asta e strigare. Știți că astea întristează pe Duhul Sfânt și ne mirăm că nu avem putere. Cântăm, ne venim, ne rugăm, dar nici rugăciunea nu are putere. E anemică, de-abia pornim, de-abia ne oprim. Că lipsește ceva și asta e prezența Duhului Sfânt, dragii mei. Duhul Sfânt nu se coboară într-un vas murdar. Știți care a fost tărmăcirea cu întâmplarea? La ora 12 pe noaptea fix, băiatul ăla a început să vorbească și a fost complet luminat. Ziua aceea, mai devreme, n-a citit nimic din Biblie, nu putea pune mâna pe Biblie, nu s-a rugat deloc, nu m să stătea acolo. În următoarea zi a citit din Biblie, a memorizat din Biblie, a început să roage împreună cu ei, Dumnezeu l-a eliberat, că acolo a fost prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, observați că e nevoie de conlucrare împreună. Și lupta aici a fost dată de tinerii care erau în putere. Bătrânii oposi la vremea lor. Acum poate oprește diabetul, oprește bătrânețea. Dar noi, tinerii, când mai postim? Că burta e mare, mâncăm mult, McDonald's și câte vrei. Când mai postim ca Dumnezeu să dea putere? Doamne, dă-ne sfânta pocăință! Îi nevoie de conlucrare, să lucrăm împreună, luptându-ne pentru armonie și unitate în biserică, dragii mei. Dovadă că Dumnezeu vrea să luptăm împreună? Bătrânul a mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Versetul 9, a doua parte din textul nostru, ne spune despre Moise, care stădea pe munte și se ruga pentru cei din vale. Iar eu voi sta pe, pe mâine, pe vârful dealului, cu toiacul lui Dumnezeu în mână. Versetul 11. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Observați că Iosua era în bătălie, el cu sabie, el cu băieții care au ales, care erau cu putere, care au cântat la tineret, care au venit pregătiți la post și rugăciune, cu ăștia au mers la luptă. Dar biruința venea când bătrânul ăsta de peste 80 de ani ridica mâinile către Dumnezeu, un gest așa de simplu, atât. Făcea atât și câștiga Israel și când obosea și punea mâinile jos, pierdea Israel. Când le ridica iară, câștiga Israel. Mă, ce taină să fie asta! Că Dumnezeu revin de la câte un, în minte să se roage. Și știți că mare lucru e să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Într-o noapte n-am putut să dorm. Eram foarte frământat cu mai multe nevoi pastorale, eram într-un moment de criză, nu de biserică, ci vis-a-vis -vis de contextul cu pandemia în care eram atunci și greutățile care erau, eram încolțit din multe părți. N-am putut să dorm toată noaptea, simțeam că nu pot să trag aer în piept de la stres. M-am sculat dimineața mai mult nedormit decât dormit și mi-am continuat ziua. Au trecut vreo două săptămâni și într-o zi vorbesc cu un frate la telefon. Auzi, uite că Dumnezeu e bun și dă har și lupte mai sunt și discutând și de lupta mea, la un moment dat îmi spune, auzi, era fratele meu împreună cu mine și s-o schimba la față. Când s-a oprit discuția, spune el, știi că acum două săptămâni, exact cum spunea fratele Andrei, într-o noapte m-am sculat în mijlocul nopții și îmi spune o voce, roagă-te acum pentru Andrei. Știi care a fost gândul meu, zicea el, dar se roage Andrei pentru mine. Dar el e păstor, eu nu sunt păstor. Se roagă el pentru mine. Eu, 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 el e mult mai tare ca mine spiritual. Și iară vine vocea, scoală-te acum și roagă-te pentru Andrei. De el nu m-am rugat. M-am împotrivit vocea acelea că mine nu mi drept. Nu că... Prieten meu, mă iubește, nu, ne aveam nimic unul cu altul. Și zicea el, nu concepeam, de ce să mă rog eu? Că eu simțeam că parcă rugă cei mai nici nu avea efect în dreptul lui, că el e păstor, cum să mă rog eu pentru el? Și în noaptea aceea, Duhul Sfânt căuta un mijlocitor. De câte ori nu au căutat Duhul Sfânt mijlocitor și în adunarea aceasta? De câte ori nu ți-a vorbit Duhul Sfânt tânăr, bătrân, femeie, bărbat, oricine-i fii? Și ți-a spus acea șoaptă fină, du-te și fă, și n-ai făcut. Știți că asta este o mare greșeală în fața Lui Dumnezeu, Domnul să ne să ne pocăim la această seară și când ne vorbește Domnul să facem. Te pune Domnul să mijlocești. Într-o biserică, un frate păstor făcea vizite pastorale și mergând pe la văduvele bătrâne, se oprește la o soră și spune sora, frate, așa de necăjită sunt că de o vreme încoace mi-au plecat colegele mele, murițele, câteva din surori care au prietene cu ea. Și ce sora, eu împreună cu femeile astea ne rugam și stăteam în post pentru tine împreună și ne rugam să facă Domnul semne și minuni, să-ți dea cuvânt când predici, să facă Dumnezeu vindecări prin mâinile tale. Zicea, fratele, eu mă gândeam că eu chiar am harda Domnul, că Eu chiar răzbun, eu chiar predic bine. Și nu știam că, de fapt, niște bătrâni din miserică se rugau pentru mine. Zicea el, se simțea de o vreme cum parcă era o slăbire. Și sora spunea, nu mai am colegile, că o pleca la Domnul. Observați cât de important e ca fiecare să stea în locul Lui. Noi venim la adunare, ne bucurăm de botez cu Duhul Sfânt, ne bucurăm de harclă de Domnul, ne bucurăm că Domnul încă mai vorbește și mai eliberează. Dar nimeni nu știe că acasă poate a stat un bătrân și o bătrână care în noaptea, a surugat, mâine Doamne dă biruință, mâine Doamne coboară pe Duhul Sfânt, mâine Doamne fă o lucrare în adunare și Dumnezeu onorează rugăciunea, mărit să fie numele Domnului. Avem nevoie unii de alții. Să nu care cumva să crezi că noi putem fără bătrâni și bătrânii pot fără noi. Avem nevoie în egală măsură unii de ceilalți. Și observați că încă o dovadă mai avem. Cei ce au înțeles tactica luptei au fost tot doi bătrâni din leațul lui Moise. Aron și Hur privind la Moise, care ridica mâinile și le lăsa jos, văzând ce se întâmplă în vale. Aici stă taina și-au dat seama, aici e nevoie de putere, aici e nevoie de mai multă întărire. Au pus o, o piatră, îl pun pe Moise pe ea și țin ei mâinile ridicate. Și revin să vă întreb, cine o câștiga biruința? A fost nevoie de fiecare element la locul lui ca Dumnezeu să dea biruință. În Biserica Filadelfia, îi nevoie de copii, nevoie de tineri, nevoie de părinți și de bătrâni ca Dumnezeu să dea biruința. Îi nevoie de rugăciunea ta, drag tânăr, în noapte și nevoi nevoie de rugăciunea ta, drag frate și soră, în noapte ca Dumnezeu să dea biruința. De tine are nevoie Dumnezeu și Dumnezeu să ne găsească la postul de veghere. Observați că Așa ne-a furat diavolul cu gândurile noastre. Atât de șertăciuni ne-a pus diavolul în minte că nu-i nevoie, că n-avem nevoie unii de alții, că și așa bătrânii mai ne încurcă, dragii mei. Nu uitați, spunea Petru, celor smeriți le dă har Dumnezeu. Dacă vreți în adunarea aceasta ca Dumnezeu să lucreze, dacă vreți să vină vrem de viorare pentru voi, dacă vreți să mai coboare Duhul Sfânt și nu numai aici, în toate bisericile din Paris, ca să ia foc orașul acesta, spiritual vorbind, să lucreze Dumnezeu de mântuire, avem nevoie să ne smerim înainte lui Dumnezeu, în posturi, în rugăciuni, în stat la stăruință, în așteptarea ca Duhul Sfânt să miște apa, să dea Domnul Biruința. Și asta cine? Toți, în legăturile noastre, să fim uniți în această luptă. Asta numai Dumnezeu poate să dea biruința. Știți care este deviza lui Dumnezeu pentru cei care suntem tineri și primulă generație mai bătrână, că așa nu ne înțeleg, că nu știu despre noi. Auziți ce spune Levitic 19 cu 32. Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrâni. Auziți acum. Să te tem de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Observați că astea două se leagă împreună. Dacă te tem de Dumnezeu, Vei cinsti pe frații bătrâni în adunare. Dacă nu te temi de Dumnezeu, nu respecti pe absolut nimeni. Aici se vede fiii Domnului și fiii celuilalt. Dacă avem respect, suntem fi de Dumnezeu și ne temem de Dumnezeu. Pentru cei care sunt mai în vârstă și privesc această generația tânără cu provocări care sunt mari și vreau să vă spun că sunt mari. Și dacă Dumnezeu ne va ajuta mâine, în măsura în care se va putea, vom completea cu alte gânduri care vom arăta luptele care se dau și ce vrea Dumnezeu ca să putem să le biruim. Observați ce spune Pavel unui tânăr din vremea aceea. 1 Timotei 4 cu 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Dragii mei ascultători, dacă vreți să aveți din partea Domnului biruință ca tineri, trăiți în așa fel încât nimeni să nu poată să vă vorbească de rău. Dați-vă o pildă pentru biserică în credincioșie, în dragoste, în purtare bună, în vorbire, în curăție. Arătați că sunteți copii ai Lui Dumnezeu. Și astfel, dragi frați în vârstă, nu desconsiderați pe cei tineri. Știți că pe bătrânul preot Eli, l-a mustrat Dumnezeu printr-un copilaș numit Samuel și prin gura lui a rostit sentința în dreptul lui Eli. Dar acum fac reversul. Știți cine l-a crescut pe Samuel să cunoască cuvântul Domnului? Eli. Observați că avem nevoie unii de alții. Avem nevoie și de cei bătrâni și de cei tineri. Și ca să realizăm că avem nevoie, dragii mei, celor smeniți de har, harul să slujim împreună, apare în momentul când toți realizăm că suntem pe aceeași echipă. Dacă se luptă tânărul cu bătrânul, pierde echipa, dragii mei. La niciun sport nu vei vedea echipa luptându-se între ei. Ăia se luptă numai cu ăia asta înseamnă să lupți în echipă. Noi aici luptăm împreună. Eu vreau să mă rog pentru frații bătrâni și vreau ca frații bătrâni să se roage pentru mine. Eu vreau ca să mă pun în post pentru biserică și vreau ca biserica să postească pentru mine. Și când legătura asta se face, Dumnezeu atunci dă har. Duhul emancipării lumești spune că standardele vechi sunt demodate și învechite. Și de aceea, Aici se dă lupta, nu mai avem nevoie de bătrâni, să ne scăpăm de niște standarde lor. De aceea, dacă Domnul ne ajută, mâine dimineață vom vedea ce înseamnă să nu schimb hotarul stabilit de Dumnezeu. Și vom vedea luptele care se dau și pericolele care ne pasc dacă schimbăm hotarul. Ca în ultima întâlnire să vorbim despre parafa harului în viața mentorului tău. Și să venim cu argumente concrete dorind, sincer, înaintea Domnului, să vă fac geloși, să mai căutați lucrarea Duhului Sfânt. Să mai toarne Dumnezeu putere în vasele dumneavoastră. Să vă îmbrace Dumnezeu cu darul din partea Duhului Sfânt. Și în Biserica Filadelfia, cu adevărat să fie... O armată pentru Dumnezeu, amin.